Vă salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Oțene, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici, live pe Facebook, în sufragerie, într-o nouă emisiune foarte, foarte frumoasă și un nou interviu frumos, în care vom vorbi despre o fată care a scris o carte pentru copii bolnavi de cancer și prin care desfășoară o campanie foarte, foarte frumoasă la două spitale din București, Spitalul Fundeni și Spitalul Marie Curie. Totodată, invitata mea de azi a fost și concurentă la emisiunea, celebra emisiune Mireasă pentru fiul meu la Antena 1. Astăzi o vom cunoaște pe Ileana Florea și mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația mea și se află aici alături de noi în sufragerie. Bună, Ileana, și bine! Bună seara și bine m-am găsit! Cum s-a născut această idee de a crea această carte? Ți-am și adus-o, vreau să-ți urmănez, vreau să o citești, încă n-ai intrat online. În câteva o să fie zi... și online? Da, o să fie și online. www.herman.ro www.herman.ro. Despre copii, deci despre copii bolnavi și iubirea de ei. Hai să vedem. Foarte frumos. Herman, aici este editura, da? Vreau să le mulțumesc foarte mult celor cu care... Cu mult drag, Florea Ileana, mulțumesc frumos, te arăt tot aici. Îți mulțumesc mult că mi-ai mânat această carte. Și vreau să spun încă de la început că eu te admir și te apreciez foarte mult și ăsta e un dar minunat pe care l-am primit de la tine. Și mai mult decât atât, cred că acest dar este pentru toți copiii care se confruntă cu această problemă de la o vârstă iată foarte, foarte dragă. Da, într-adevăr, sunt poveștile copiilor care suferă de această boală. Am scris puțin despre părinții copiilor. Este foarte important ce se întâmplă cu părinții atunci când copiilor trec prin această etapă. Deci ideea s-a născut... Cum s-a născut? Eu am făcut voluntariat foarte mulți ani la Spitalul Fundeni și la Spitalul Marie Curie, dar mai mult la Spitalul Fundeni, unde am întâlnit foarte multe povești și mi era greu să vorbesc, să-i povestesc cuiva ce se întâmplă, ce văd. Și m-am hotărât să le așez, să așez toate poveștile pe care eu le-am întâlnit, să le așez într-o carte. Și asta am făcut în urmă cu 2 ani, când am început să o scriu. Faptul că ești de profil, de profesie educatoare, te-a ajutat foarte mult să te apropii într-un anume fel atât de copii, cât și de părinții acestor copii greu încercați. Profilul tău pedagogic te-a ajutat? Și da și nu. A venit din interior lucrul ăsta, a venit... cum spun eu, este o parte filantropică pe care eu o moștenesc de la mama mea. Mama mea este foarte sensibilă și foarte, foarte bună. Acum nu că e mama mea sau că o laud, sau... dar are o bunătate pe care eu simt că ne-a dăruit-o și mie și surorii mele. Și mama mea e minunată și cred că toate mamele sunt minunate și toți părinții sunt minunați. Și părinții mei sunt minunați și bunica mea și salut cu drag pe această cale și le mulțumesc că sunt alături și trebuie să spun asta, de multe ori mă suportă în momente mai puțin plăcute, pentru că ei ne suportă părinții și închid multe de la noi și eu îmi fac aici pupii mea culpa, pentru că uneori e dificil să... Cum glumesc eu să stai cu o vedetă care mai are niște... niște momente în care, nu știu, am de rezolvat ceva și sunt foarte, foarte uneori... Și chiar când mă duc la ei, nu prea am timp să stau, pentru că am altele de făcut și mă... Am scris în carte, că mă înțeleg. Am scris puțin în carte despre relația copil-părinte. Am întrebat și, ce relație au copiii atunci când devin și ei la rândul lor părinți. Uh-huh. Pentru că atunci când devii părinte, înțelegi părintele. Uh-huh. Până atunci... Dar și ca educator și ca, având acest profil, tu înțelegi foarte bine. Pentru că te-ai dus în zona asta, eu așa te văd și asta văd, te-ai dus pe zona asta fiind și în zona de educație, de pedagogie. Da, cred că dacă aveam și o altă profesie, nu știu dacă m-am împiedicat să nu fac lucrul ăsta. Vine din interior, vine din dorința de a vedea copiii fericiți. Și nu doar în preajma sărbătorilor, pentru că tu trebuie să respecti celor care aniversează, acum e o modă, în ghilimele, sau în perioada asta, de Paști, de Crăciun, de cu aia, fii mai bun, nu știu ce. Ileana Florea, invitata mea, face asta în permanență. Și eu am tot respectul pentru ea și pentru oamenii ca ea, pentru că voi chiar faceți lucruri minunate.
și le faceți în permanență. Nu așa decât, hai că o spun și ca să știu mai în glumă, mai înțeles să o spun totdeauna de vor. Nu de poză sau când preajma sărbătorilor, că hai să mergem acolo să... Da, eu sunt un om foarte discret, de aceea nu, nu prea mă afișez. Prefer să trăiesc momentele cu copiii acolo și să rămân acolo și în suflet. Și nu, deși uneori este bine să, pentru că ești un exemplu, oamenii au, copiii au nevoie de un exemplu și eu am urmat un exemplu. Mie mi-a plăcut foarte mult Kinga Sebestyen. Eu am preluat partea asta cu copiii bolnavi de cancer, începând cu Kinga Sebestyen, acum 9 ani, în urmă cu 9 ani, când dânsa făcea... făceam multe evenimente caritabile. Da, m-a inspirat foarte, foarte mult. Și mi-am dorit, am zis, și eu vreau să ajung la un nivel în care să pot să fac și eu bine copiilor bolnavi, în egală măsură în care o faci tu. Cum te, nu știu, cum reușești să nu te afecteze foarte mult? Pentru că acolo, în spitalele, mai ales pentru copii care au aceste afecțiuni oncologice, e foarte multă suferință. Și tu vezi copiii ăștia aproape zilnic, îi vezi pe părinți, vezi disperarea aia, cum reușești să... Și ai scris. Da. Dar ai scris aici despre și despre lucruri frumoase în care se întâmplă acolo. Da, am scris și în carte Cum simt. Eu cred că noi, oamenii din exterior, care venim către copii, nu știu dacă avem timp să ne plângem, să zic așa. Noi trebuie să-i ajutăm... Nu știu, doctorii dau o mână de ajutor, dar noi le facem puțin suferința mai ușoară prin prezența noastră, prin jocuri, prin toate elementele acestea pe care, cu care noi venim din exterior. Uh-huh. Să vedem, le mulțumim tuturor celor care se află în acest moment. Ileana Vasilcu, Ioana Maria Năutu, Marius Tamin, Iuliana Maria Dragomir, Cătălin Georgiana Felea, și pe toți cei care ne urmăresc. Iuliana Maria Dragomine spune, bună seara, Nina, un om cu suflet cald. Da, așa este. Nina este sau Ileana. Da. Văd că ești pe Facebook Nina Minuța și pe, așa, pe carte ești Ileana Flora. Da, Ileana Flora este numele din buletin, însă bunica mea m-a rebotezat și mi-a spus, nu, pe fata asta trebuie să cheme Nina. Și ambele nume sunt foarte frumoase. Da, sunt într-adevăr, sunt foarte frumoase. Bunica mea, cine îmi spunea Ileana, se cheamă Nina. Da? Da. A fost acolo în matriarhat, că observ că vorbești foarte mult de mama și de bunica ta. Da, sunt... Te-a influențat foarte mult femeile din familia ta? Foarte mult, foarte mult. Și bunica și mama mea sunt dumnezeii mei din pământ, să zic așa. Este... Nu că sunt ale mele, dar sunt de o bunătate pe care mi-ar plăcea... Dumnezeu e de pe pământ, da? Da. Mi-ar plăcea... Sunt ca emoții și, da, încerca să... Mi-ar plăcea ca toți oamenii din lumea asta să fie exact cum este mama mea și... Ce au zis mama și bunica ta? Când au văzut că e Ileana, fetița lor minunată și, respectiv, nepoțica lor minunată, a făcut și face lucruri extraordinare. Acum o să spun un secret. Nimeni n-a știut despre această carte. Până acum câteva luni. Când te-ai apucat de ea? Acum 2 ani. Când am intrat în 2020, da? Da, în pandemie. Când am intrat în pandemie, atunci am început să scriu la ea. Tot mă întrebau de ce tot fac, ce tot scriu. Da. Nu, am scris-o de mână. Da. Nu am scris-o la laptop, am scris-o... Deci măcar puteai să scrii. Stau pe Facebook, mamă. Da. Și mă întrebau ce tot scrii, ce vrei să faci, ce surpriză ne pregătești. Am scris-o... Simțeau ele ceva? Simțeau, într-adevăr, simțeau. Am scris-o, iar în urmă cu 2 luni le-am pus-o pe masă și le-am spus, uitați, surpriza la care eu lucrez de 2 ani. Dar vreau să mergem puțin. Nu foarte mult, pentru că știu că lucrul ăsta prinde media și... Na, acum vreau să ne axăm mai mult pe partea asta frumoasă. Tu ai fost în 2016 concurentă la Mireasa pentru filmul meu la Antena 1. Adică de unde ți-a venit ideea asta? Da, am zis... Ce ai făcut? Ai dat un telefon? Te-ai înscris la casting? M-am înscris la casting. M-au sunat cei de acolo. Am mers la casting. Le-am spus cu ce mă ocup. Probabil le-a plăcut partea asta socială în care eu eram implicată în ea. Și m-au plăcut și au zis...
Bine, asta e un spectacol, nu neapărat că vrei să te măriți, vrei să te măriți, ca să spunem, știți că aici mai spunem mai în glumă, mai serios, întotdeauna adevărul și eu am contacte și relații mass media și național, așa că, cum a fost experiența asta? Nu trebuie neapărat să te măriți, da. Asta mai și glumim, uneori chiar ne-a indicat. Adică stați liniștiți. Cei care ați făcut-o, asta e. Multă sănătate, să fiți sănătoși. A fost o experiență foarte plăcută. Este o muncă în spate. Am văzut ce înseamnă televiziune. Atunci a fost primul meu contact cu televiziunea. Este foarte multă muncă în spatele camerei. Ce sunt profesioniști de la antenă. Foarte profesioniști. Sunt foarte profesioniști. De acolo știu și eu echipa de la antenă. Și chiar... A fost o experiență constructivă. N-ai avut emoții? N-ai zis, mamă, ce se întâmplă aici? Au fost și mici scandaluri. Nu te gândeai că, apropo de mama și bunica, băi, se uită la televizor și cunoscuții mei, ce își zice oamenii ăștia când mă văd? Da, într-adevăr, aveam o emoție, faptul că să nu spun ceva greșit sau să nu fac ceva greșit, pentru că na, mama mea era prima care dădea telefon. Vezi, ai făcut greșit lucrul acela sau trebuia să fie totul perfect, dar... Cine e perfect? Cine da. Modera atunci? Paula Chirilă, doamna Paula Chirilă, Paula care Chirilă, acum este... La Capatos. Da. Extra n-ai show, măi, un show păcătos era mai de mult, ăsta e vechea. Da. Și lumea asta mondenă nu te-a atras pentru că știu, te întreb direct pentru că știu că fiind foarte multe oferte, Ileana, sau Minuța, foarte multe oferte și de la bărbați și de la din lumea asta media, nu te-a atras lumea asta? Nu, depinde foarte mult de tine. Ce culești tu din toată experiența asta media. Sunt într-adevăr tot felul de capcane, să zic așa, însă dacă te ții ferm pe poziție, nu vei cădea niciodată în ele. Nu m-a atras mondenul, nu mă atrage. Nu te vezi făcând nicio formă, nu știu, chestie de genul ăsta. Nu, mondenul nu mă regăsesc. Nu. Mm-hmm. Singura meserie pe care eu o regăsesc în sufletul meu, sunt copii. Copii, adică de asta ești educator. Da. De asta te-ai făcut educator. Da. Ești o educatoare care a scris o carte frumoasă pentru copii și cu toate astea trebuie să le spunem celor care ne privesc, dar fără să dăm nume. În ianuarie am înțeles, eu știu, dar nu o să fac impolitețea asta. Cu toate astea, tu o să, e posibil să participi la un concurs în ianuarie, la un post național. Nu o să dăm numele. Dacă aflăm atunci, de acum îți fac invitația și să ne anunți și dacă poți, știu că politica poți, dacă poți, întreb și vii aici să vorbim. Cum eu îți spun de acum că dacă vei fi acceptată, eu te susțin public. Și sunt alături de tine și chiar mă mândresc cu lucrul ăsta. Că mulțumesc, te-am și nu numai că te susțin pentru asta, te susțin mai mult pentru asta. Pentru că eu cred că știu în sufletul tău și apropo de lucrul ăsta, că tu ce faci, faci pentru copii. Da. Într-adevăr, toate încasările în această carte vor merge pe secția oncopediatrică, deci eu nu mă îmbogățesc în nicio formă după urma acestei cărți. Vor merge la tratamente, vor merge acolo unde doctorii consideră că trebuie cheltuiți acești... Și dacă aveai notorietate mai mare, ai putea să promovezi mai mult această carte. Da, corect? Într-adevăr, da. De asta zic, eu sunt alături de tine și îți doresc din tot sufletul ca în ianuarie să ne dai o veste bună tuturor. Doamne ajută. Foarte important lucrul ăsta. Foarte important. Nu te lași până la urmă. Deși vezi că nu e foarte ușor. Da, știi, eu am o vorbă. Prima dată dai din ce ai, iar apoi dai din ceea ce ești. Uh-huh. Iuliana Maria Dragomira. Da, a fost concurentă, numai că nu a fost să fie acolo jumătate. Nici am căutat-o. Dragă Iuliana, te salut și o cunosc pe foarte Iuliana frumos, din mediul online. Foarte frumos. Uite că îmi place și sinceritatea ta. Practic, tu nu te-ai dus acolo pentru asta. Și sunt puține persoane din zona aia care le cunosc. Da, deci am foarte și multe să duc pentru altceva. Pentru ce ai spus-o și public. Da, am spus-o și public. Dacă, Iuliana, dacă găsești vreo emisiune în care eu spun că nu... Cine am moderat? Paula Chirilă, da, Paula și ai spus în față da, așa, Paula, Paula Chirilă mi-e prietena pe Facebook, poate vede emisiunea. Da, și o foarte bună actriță, o respect foarte mult. Paula este și se vede că e o femeie foarte... Este un om foarte cald, foarte... Mm-hmm. Educat și talentat. Da, și empatizează foarte mult cu durerea oamenilor. Mm-hmm. Asta apropo de durere, revenim la lucrul ăsta, la partea asta.
E o experiență destul de delicată asta, să vezi copiii care se află în sucumile, cum ia din pe acei copii sau care, sau ce fac medici acolo. Știu că în carte vom vedea, vom citi, eu n-am apucat să citesc, acum am primit-o, dar să știi că e una din cărțile, mie îmi place să citesc în general, o voi citi cu mare, mare drag. Te rog, cum sunt doctorii, cum sunt părinții, cum sunt copiii? Doctorii, în primul rând, sunt prieteni cu copiii înainte de a le fi eroi, să zic așa. Îi pregătesc psihic pe copii, le explică de ce... Unii părinți refuză să le spună copiilor, sunt foarte mulți părinți care refuză să le spună și este, ai o bubiță și trebuie să-ți băgăm branula ca să treacă bubița. Sau ești răcit, trebuie să îți dăm acest medicament ca să-ți treacă răceala. Unii nu știu. Eu îmi dau seama de copilul care știe că are această boală în momentul în care comunică. Copilul care nu știe despre boala lui nu comunică sub nicio formă. Este foarte închis, foarte... nu întreabă. Nu întreabă, adică e... Da, este foarte... Da, 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 este foarte... Dar ce vezi în ochii lor? Multă putere. Vă spun... Și speranță? Și speranță, da. Pentru că eu asta văd în ochii tăi cu multă, multă speranță și multă bunătate și îmi place lucrul ăsta. Bravo! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ei sunt foarte luptători, foarte... sunt copii care... uite, îți dau un exemplu. A fost un copil care m-a întrebat dacă m-am bucurat astăzi. Dacă te-ai bucurat? Da. Astăzi? Da. Ce frumos! Da, sunt niște copii speciali, acești copii, și, nu știu, parcă uneori, tot timpul, e atât de nedrept că acești copii se confruntă de la o vârstă tragică cu, nu știu, cu acest flagel care este cancerul și e destul de, e o boală... Este o boală pe care eu personal nu o înțeleg. Am întrebat foarte mulți doctori de ce un copil, cercetătorii au spus că un cancer se dezvoltă în 10-15 ani. Nu am înțeles de ce un copil de 3 ani suferă de această boală. Și nici un doctor, nici măcar... Și alimentație, se spune că alimentație, că nu știu ce, pe copiii ăia doar nu au... Într-adevăr, boală. Da, într-adevăr. Și au mâncat, nu știu, dau un exemplu, niște lucruri care să ducă la acei radicali liberi, care se numesc, mă rog, am auzit că ți-am încidit, care să ducă la asta. Da, într-adevăr. Nimeni nu mi-a dat nici doctorii de la Fundeni, nici doctorii de la Marie Curie. Nu au știut să-mi dea un răspuns. E ereditar, e probabil. Sunt și astfel de studii care se spun că ar fi. Dar părinții nu. Da. Asta e. 30% ar fi ereditar. Uh-huh. Din tot ce am înțeles eu de la domnul doctor. Tu ai avut ocazia să cunoști și medici foarte, foarte buni și foarte mari și adevărați eroi. Și unul din acei medici, ar vrea să vorbim despre el, cel de la Spitalul Marie Curie din București. Da. Este, cred că despre domnul Cristoveanu vorbește. Da. Da. Primul copil cu care eu m-am intersectat când am intrat în învățământ a fost operat de domnul Cristoveanu. Eu pe vremea aceea nu-l cunoșteam pe dânsul, ulterior l-am cunoscut. Și părinții acestui copil îmi vorbeau foarte des despre domnul doctor. Ani mai târziu, când eu am început să fac voluntariat la Marie Curie, l-am și întâlnit pe acest domn doctor, care este Dumnezeul copiilor, să zic așa. Care... Se apropie foarte mult cu un celebru medic care mai este printre noi, Pesa Mosca, care era medicul și îngerul copiilor. Cred că nu greșim dacă spunem că astăzi medici cum domnul Cristoveanu și alți medici ca el sunt astfel de îngeri pentru acești copii. Da. Este, nu știu, Dumnezeul copiilor care, nu știu, nu am cuvinte, nu... Deci tu prima dată ai luat contact cu el, cu domnul doctor, cum? Printr-o? Prin voluntariat, prin, da? Prin fundația unde am făcut voluntariat. Fundația, poți să spui cum se numește? Dacă vreau. Ok. Da. Nu, adică nu... Okay. Eu vreau să cresc singură, nu vreau să... am înțeles, ok, e în regulă. Te rog. Și? Și l-am întâlnit și am spus, zic, că primul copil cu care eu m-am intersectat când am intrat în învățământ a fost operat de dumneavoastră, de domnul Cristoveanu. Și oamenii îmi vorbeau foarte frumos despre dumneavoastră. Și de acolo am început colaborarea.
colaborările, au început, vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru că un om care m-a ajutat foarte mult ca să nu plâng în momentul în care pășesc în secția oncologică. Deci dacă îți vine să plângi pe hol, observ că și acum aproape că îți vine să plângi când vorbești despre acești copii, văd așa că ți-i umezesc puțin ochii și vreau să spun cum reușești să nu plângi. Nu știu, întotdeauna spun, o să plâng după aceea, o să plâng când plec de aici, o să plâng cu orele, dar niciodată acolo. Deci iar copiilor trebuie să le dai acea speranță. Da, trebuie să le dai impulsul de spiritul ăla de luptător. Și a spus totul dacă plângi? Da, dacă domnul doctor, cum ți-a spus? Mi-a spus că dacă vrei să plângi, rămâi pe hol, plângi și după aceea intri. Ce-a intrat? N-ai rămas pe hol, intrat. Da, am intrat, într-adevăr, m-am ținut. Cum a fost primul contact? Primul contact a fost, nu pot să povestesc, îl găsiți în carte. Deci, e aici, dar o să citim. Da. Nu știu dacă mă emoționez când vorbesc despre lucruri despre care nu vorbesc întotdeauna. A fost marcat. S-a marcat? Foarte mult. Îi salutăm pe toți cei care ne urmează în acest moment. Maria Cristian Firu, manager, psiholog și manager bibliotecă Ilie Bibicescu din Drobeta, Tun Severin, din Menedinți. Sabina Coritoru, PR aici, Iana Vasilco, Ioana Maria Nutu, Marius Stamin, Cătălina Georgiana Vedea. Salut pe Cătălina, este fosta mea colegă. Fosta ta colegă de la? De la grădință. Așa, vedeam că de la mireasă ta. Felicitări, Nina, succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc foarte mult. Uite, vezi, apropo de ce spuneam de rețele astea de socializare, poți să găsești oameni și din prieteni și de la grădință, din școală, din... Nu? Adică... Da, noroc cu platformele astea, că ne mai întâlnim. Ce zic prietenii tăi, colegii tăi? Poate concurenții de la, sau concurente de la Mireasă pentru fiul meu, de la Antena, sau cei de acolo, din televiziune, ce zic, când au văzut că bănuiesc că le-ai spus despre Da, și majoritatea știu. Mi-au spus că se așteptau, 80% din oamenii care mă cunosc se așteptau să fac și acest lucru, pentru că m-au văzut foarte... profund implicat în lucrurile astea sociale, în iubirea de copii bolnavi, să zic așa, și se așteptau. Pentru că mulți știu că eu nu pot să discut despre durerea supremă și mă emoționez foarte mult când vorbesc despre durerea copiilor și singurul lucru care aș putea să, nu știu, să-l fac este scrisul. Da, ai scris de mână. Da. Foarte important. Da, ai scris toată cartea asta, tu ai scris-o de mână. Da, l-am scris-o de mână. Au fost momente când scrii și ți-a venit să plângi? Da, au fost momente care... Și bugeau lacrimi așa pe, nu știu, ai scris cu stilou sau cu ce? Cu pix. Da? Da, au fost pagini în care... Am revenit la ele peste câteva săptămâni, că n-am avut puterea să... Te-ai oprit? Da, m-am oprit... Deci în 2 ani ai scris cartea. Da, în 2 ani. Începând cu 2000, cred că prin 2020. În momentul în care la televizor sau pe online vedeam zilnic suferință, vedeam zilnic moarte, vedeam acea nenorocire de pandemie, COVID. Nu m-am uitat la televizor în perioada pandemiei. Am fost concentrată pe carte, nu a fost am și trăit odată ce am scris. Deci am retrăit toate momentele în care eu le scriam. Ai avut în perioada asta și momente mai dramatice? Și la ce mă refer? Da, am avut în care acești îngerași, din păcate, au trebuit, unii dintre ei au plecat de aia. Da, o să regăsiți în și cu siguranță se află acolo la Dumnezeu. E foarte emoționantă această întâlnire și să știi că e destul de complicat și pentru mine, trebuie să recunosc, să fac o astfel de emisiune, pentru că
te simt și pe tine și simt emoția și simt sufletul tău, care este un suflet de copil până la urmă, și simt că ești aproape, simt că ești acolo. Dar cele mai frumoase momente, ai un moment sau momente frumoase în care, nu știu, ai făcut o surpriză sau ți-au făcut ei o surpriză? Cele mai frumoase momente pe secțiile oncologice sunt momentele în care vine ziua unui copil. Atunci toți se bucură, toți uită pentru câteva momente de boală, de suferință și atunci ne bucurăm cu toții. Alea sunt singurele momente și momentele în care voluntarii vin la ei. Astea sunt singurele momente fericite. Au venit și vedete din zona asta, oameni cunoscuți? În afară de Codin, pentru că îl felicit pe Codin Maticiu, pe lângă faptul, mă rog, celebra etichetă Poponeț și știm cu toții că hai, scrie și foarte frumos, am văzut și pe Facebook, are un talent foarte, și ca tot, deși unii m-ar contrazice aici, l-am văzut în clar, mi se pare genial Codin Maticiuc, dar dincolo de asta Codin face niște lucruri excepționale pentru acei copii și poate foarte multă lume știe mai mult partea mondenă decât partea asta umană. Da, la noi este așa o etichetă care, nu știu, socialul e puțin lăsat pe locul 2 și scandalul... Dar cred că poți să transformi partea asta în imaginea ta și Codin face lucrul ăsta foarte bine, că de asta vorbim de fundeni și de secția aceea care a renovat-o, să transformi zona asta de celebritate, popularitate, notorietate, să o aduci în zona asta. Și uite, el e unul din cei care face asta foarte bine. Da, dar știți cum este o vorbă, părerea altui om nu este problema ta. Exact. Vorbeai despre vedete. Pe mine m-a inspirat foarte mult, nu știu dacă o să se supere, Paula Selin, care de foarte mulți ani vine la spital. Și nu se filmată. Da, nu face asta urmează să ți-i povestesc. A fost un moment în care am surprins de câteva asistente care vorbeau foarte frumos la adresa dânsei și lucrurile pe care le face și nu își dorește, deși ar trebui să o facă public, pentru că, cum am spus, este o inspirație. Și eu m-am inspirat din alte persoane și ar trebui să, nu știu, să fie un exemplu. Pentru mine este un exemplu acolo, pentru că cunosc situația. Face niște lucruri foarte, foarte, foarte frumoase la Marie Curie și pentru asta o felicit. Și eu am avut ocazia chiar să iau interviu cu câțiva ani, mai bine de 10 ani, și vreau să spun că o apreciez foarte mult pe Paula Selin ca artistă și după ce mi-ai spus acum o iubesc și mai mult pe Paula, pentru că este o persoană extraordinară, Paula Selin, dacă face lucrul ăsta și mai ales că nu face poze, se le pune pe Facebook, pe Instagram și mi se pare un lucru foarte frumos. Însă pe Marius Bănănău și pe toți cei care ne urmăresc în acest moment, Sabina Croitoru, care îi mulțumesc că ai distribuit acest live și distribuie aceste live-uri și mulțumesc că se află alături de noi de fiecare dată și de alături de această emisiune în sufragerie, le spune așa, Sabina Croitoru: Ileana Florea a fost o concurentă la emisiunea mireasă pentru fiul meu și cel mai frumos și de apreciat este faptul că a scris o carte de suflet dedicată copiilor bolnavi de o boală incurabilă, cancer. O asemenea frumusețe interioară și liniște sufletească, profunzime și spiritualitate, decență, corectitudine, bunătate. Nu ai ocazia să întâlnești prea des, o, da, așa este. Cancerul nu există, există doar lupta. Lupta trebuie purtată în fiecare zi pentru că e un război pentru viață. Cei care se pierd se transformă în îngerași. Totodată, în inimile celor care i-au cunoscut, ei rămân eroi celor mai nedrept dintre războaie. Aici numele este deșertăciune. Copiii sunt inima omului. Ileana Florea își dorește să scrie mai multe cărți de-a lungul timpului, pentru că simte că poate inspira mulți oameni. Scrisul a venit ca o ploaie de vară neașteptat, dar cu esență puternică. Este un om sincer, care face mereu ce îi spune inima și chiar face lucruri minunate. Bineînțeles că autoritățile ar putea fi mai atente la nevoile societății și în special a copiilor bolnavi, care mulți dintre ei sunt absolut singuri și fără niciun ajutor. Însă tocmai această nepăsare a lor a făcut să nu mai aștepte minuni, ci să le fie de mare ajutor. Un proverb e ce spune așa, o civilizație înflorește atunci când oamenii plantează copaci, în urma cărora nu vor sta niciodată. Felicitări, Ileana Florea, pentru toate proiectele și un succes în continuare. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Foarte frumos mesajul. E emoționant. Da, într-adevăr, sunt copii care duc lupte
nedrepte și sunt foarte mulți copii părăsiți de părinți care trebuie să lupte singuri. Da. Cum să zic, îmi pare rău de acei părinți. Îmi pare rău de ei, dacă fac lucrul ăsta. Nu de copii, cât de ei, pentru că e... Da, nu, eu nu vreau să-i judec. Îi judecă Dumnezeu, știi? Crezi în destin? Crezi că, într-un fel, a fost să ajungi aici? În zona asta? Nu cred. Nu. Nu. Da? Cred că... Cred foarte mult că menirea fiecărui om... De nu. Nu știu. Lucrurile vin din interior și nu cred în că așa a fost să fie sau ține de noroc sau... Lucrurile le faci din interior și mergi acolo unde interiorul te duce. Dar nu cred în destin sau că așa a fost să fie sau nu. Crezi în Dumnezeu, nu în destin. Clar, doar în Dumnezeu. Atunci crezi că Dumnezeu te-a dus acolo, te-a îndreptat către zona asta? Clar, clar. Dumnezeu creând-o pe bunica mea, pe mama mea, apoi pe mine. E un trio feminin, așa, matriarat, foarte frumos. Îmi place că vorbești foarte frumos de bunica și de mama ta. Și se vede că te-au inspirat foarte mult în viață. Da, cred că căldura asta interioară este, este cel mai de preț dar pe care pot să-l moștenesc din, din familie. Apropo de vedete, tu mi-ai spus mie, constatând că avem aceste brățări. Da, avem două brățări. Eu am primit-o asta de la o doamnă de la biserică. Tu ai primit-o de la o persoană foarte cunoscută, care, din păcate, nu se mai află printre noi și eu era o mare, mare artistă. Da, într-adevăr, port la mână brățara Denisei Răducu, pe care... Cea care, din păcate, a murit de o răpusă de o boală incurabilă, tot în zona de cancer, Da, nu știu exact. O artistă foarte mare. Da, am vizitat-o pe mama ei. Și foarte apropiată, foarte apropiată de oameni. Eu n-am cunoscut-o personal, dar am văzut câteva dintre melodiile ei și erau chiar din suflet. Așa am simțit-o. Denisa Răducu, care din păcate, la 27 de ani sau 28 în urmă, cu 4 ani sau ceva, da, în zona asta a murit, din păcate. Da. Am vizitat-o pe mama ei în urmă cu un an. Și i-am cerut o amintire din... din viața Denisei și mi-a spus că, uite, îți dau brățara asta pe care s-o porți cu drag, a fost a Denisei, a dat-o jos de la mână în momentul în care a slăbit și n-a mai putut să o mai poarte și i-a dat-o mamei ei, iar mama ei mi-a dat-o mie și vreau să-i mulțumesc foarte mult, doamnei Răducu. Da. Revenind la zona asta de oncologie, zona de la Spitalul Funde, la Spitalul Marie Curie, cum i-ai simțit și pe ceilalți medici de acolo, nu știu, din zona asta cu care ai vorbit? Sunt oameni care la un moment dat îi vezi că își pierd și ei speranța? Nu am întâlnit niciodată un doctor care să spună nu mai operăm pe acest copil pentru că n-are nicio șansă sau nu-i mai facem acest tratament că nu va răspunde la el. Nu, doctorii sunt primii care... știu că acel copil va trece prin toate etapele și se va face bine. Ei au o forță de neimaginat. Sunt, bine, sunt și doctori care mai cad puțin în clișeul acesta, care... Foarte greu. Eu cred că e o presiune psihologică una din cele mai mari acolo. Da, cazurile... La cazurile terminale sunt doctorii puțin mai nedumeriți, să zic așa. Eu cred foarte mult în miracole și nu cred doar în perioada asta. Cred în general. Și vreau să te întreb dacă ai văzut și cazuri care s-au vindecat. Da, am văzut. Și au plecat acasă. Eu cred că astea cele mai frumoase momente din acea zonă. Da, găsiți poveștile în carte. Sunt povești, uite, de exemplu, îți dau un exemplu, o fetiță
i-a scris o scrisoare mamei ei în care îi spunea că ea va pleca în cer să se joace cu Dumnezeu. Și că mama ei să nu fie supărată, că o să o vadă de acolo din cer și o să-i povestească jocurile pe care ea le joacă cu Dumnezeu. Și că dacă Dumnezeu nu va ști jocurile pe care ea le juca cu mama ei, o să le învețe ea pe Dumnezeu. Asta a scris o fetiță? Da, o fetiță de, cred că avea 6 ani. Fantastic. Da. Aici chiar sunt îngeri în zona asta. Regăsiți povestea în carte. A mai fost un băiat care... în momentul în care s-a stins, a spus că mai vrea să mai stea. Că... Nu știu ce să mai zic. Pur și simplu... E foarte greu. Dar... Părinții sunt acolo, nu? Da, părinții sunt... Voi sunteți alături, medicii sunt alături. Da, părinții sunt internați și ei la câteva saloane de copii. Este o secție separată de... Nu cred că e unul din cele mai grele momente, dificile, dar cred că într-un fel oamenii ăștia sunt și puși în contact, așa mi-e să spun acum, în contact cu Raiul, cu Dumnezeu. Da. Pentru că atunci oamenii ăștia poate se apropie cel mai mult de ceea ce înseamnă Dumnezeu, ceea ce înseamnă Rai. Mi-au spus părinții că, mulți părinți mi-au spus că Dumnezeu i s-a arătat în momentele acelea și îmi povesteau tot felul de întâmplări, de semne venite din partea lui Dumnezeu și asta le dădea putere, le dădea speranță să nu renunțe la lupta asta. Practic este o luptă și a părintelui. Sunt poveștile și părinților, da, în carte. Sunt, am întâlnit părinți care mi-au povestit anumite lucruri despre această luptă. Deci, practic, ai făcut și tu un interviu, cum spune, da? Da, pe reporting. Și a fost, cum a fost experiența asta? Cum? A fost sensibilă, s-a lăsat cu lacrimi la fiecare părinte care îmi povestea, însă eu sunt... Ai spus că asta e un scop nobil, ce faci tu. Nu am spus niciodată că... Nu? Nu, niciodată nu am spus că culeg informațiile pentru a scrie o carte. Pentru că mi se părea mie în mintea mea că oamenii o să creioneze poveștile și o să-mi spună ce vreau să aud. Însă am preferat să aud exact așa cum au fost și să le așez într-o carte. Foarte. Mi se pare foarte frumos ce... Da, și domnii doctori de la Spitalul Marie Curie mă tot întrebau de ce întrebi sau ai pe cineva în familie care suferă, de ce ești atât de interesat? De ce? Îmi puneau tot felul de întrebări și le spuneam, zic, vreau să aflu cât mai multe detalii, să am informații cât mai multe. Uite, ce am găsit despre tine. Ileana Florea s-a născut în Craiova, județul Doș, pe 16 septembrie 1989. A urmat cursul de grupul școlar electroputere, profil uman, iar apoi a urmat cursul de pedagogie la Botoșani, deci în Moldova, completându-l studiile atât în cadrul Federației Române de Sport, cât și în cadrul Universității Română-Americane din București. Da. A avut o afinitate pentru literatură încă din copilărie, fiind încurajată și susținută în această pasiune către mama acesteia, pe care a vorbit foarte frumos azi și de bunica. Având grijă de fetița unei vecine, Ileana Florea și-a găsit vocația și a dat seama că viitorul lui va fi dedicat copiilor. Astfel că în prezent este educatoare. Păstrându-și sufletul de copil, autoarea povestește în lucrarea de față experiența ei de viață cu copiii bolnavi de cancer și împărtășește cititorilor săi lecții valoroase pe care le-a învățat, fiind alături de acei copii în momentele de suferință. Mulțumesc foarte mult pentru onoarea pe care mi-ai făcut-o azi să te afli alături de mine în supragerie. Chiar este o onoare pentru mine că te-am cunoscut. Și îți doresc mult succes în continuare. Am ajuns deja la final și sunt câteva lucruri la care țin în final. Unul dintre ele că l-am introdus în alta interviului, nu am văzut niciun podcast, nicio emisiune, că și intervievatul poate să adreseze o întrebare intervievatorului. Așadar, la mine se întâmplă lucrul ăsta aici sub agie și așadar vreau să te întreb pe tine, Ileana Florea, persoană minunată. Ce vreau să mă întreb pe mine, de față cu toți cei care ne privesc în acest moment, te rog. Care e întrebarea ta pentru mine? Întrebarea mea ar fi, care a fost cel mai greu interviu pe care l-ai luat? Ce ți s-a părut interesant
la persoana care ți s-a părut cel mai interesant podcast sau interviu. Da, pe Facebook, da. Bun, e bună întrebarea și foarte grea, dar cred că cele mai grele interviuri sunt astea. Asta a fost... Nu, asta, până la mine exclusiv. Asta de azi a fost un interviu foarte greu. Până mine. La mine. Până la mine. Trebuie să mă gândesc bine. Tot în zona asta am mai vorbit cu... De la urgență era doamna Germană de la Spitalul Județean și vorbeam fiecare zi de cazurile când erau oameni care, din păcate, pierdeau lupta COVID. Și asta am făcut-o în 2020-2021, anul trecut. Și când auzeam lucrul ăsta, pur și simplu, e foarte greu să faci un interviu când ți se spun... Astăzi, din păcate, nu mai avem și din cauza că unii, mă rog, nu, pur și simplu nu mai puteau să continue. Și cred că astea sunt, nu există interviu. Eu am făcut toate genurile, și politică, administrație, social, mă rog, toate, am și cântat aici, am și dat. Dar astea sunt, într-adevăr, și ai zis până la tine. Asta este unul din interviurile care, cu siguranță, cred că mă marchează într-un fel și cred că pe toți cei care ne-au privit văd lucrurile astea, pentru că se simte. Iar tu ești un om care are așa o aură pozitivă totuși, vii de acolo și totuși are energie pozitivă. Adică, nu știu, de asta te-am întrebat, reușești să rămâi foarte pozitivă și echilibrată venind dintr-un loc destul de dur, dar culmea, știi, ironia este că tu vii din acel loc atât de... poate mai puțin frumos, ca să o spun urât, dar e plin de îngeri acolo. Da, îngeri... Unde sunt îngerii? Da, cum spun eu, secția de oncologie pediatrică sunt biserici cu sfinți, așa le zic eu, la saloare, iartă-mă. Biserici cu sfinți? Biserici cu sfinți care... Eu n-am văzut niciodată boala din ei. Niciodată n-am avut bariera aia, nu ne jucăm jocul ăsta pentru că stai că poate-ți vine rău sau niciodată n-am văzut boala din ei și am tratat exact cum nu i-a făcut niciodată să simtă această boală, că au această boală. Da, într-adevăr, felicitări încă o dată pentru ce faci. A fost încă o dată, spun, o bucurie și o onoare pentru mine să te cunosc pe tine astăzi și vreau să-ți strâng mâna. Mulțumesc. Și să-ți doresc mult succes în Mulțumesc. Tot ceea ce faci. Și mai ales că ești, pe lângă faptul că faci lucrurile astea frumoase, ești și o mamă minunată și îți doresc multă sănătate și mult noroc și sănătate să-i dea viață Mulțumesc. Copilului Mulțumesc. Tău. Pentru că oricum tu faci atât de multe lucruri încât eu cred că pentru acești copii, încât eu cred că tu ai mult mai mulți copii decât sunt foarte mulți copii și pe foarte mulți dintre ei o să-i găsiți în această carte, foarte frumoasă și foarte emoționantă, pe care eu abia aștept să o citesc. Cum pot procura, apropo de lucrul ăsta, cum, dacă vor, tu mi-ai adus-o mie aici, dar poate sunt oameni care ne urmăresc și poate vor să, cum pot ajunge, da, să se citesc? Încă nu a intrat în mediul online, însă va intra foarte curând, www.herman.ro. Este o editură. Așa nu se poate, dacă vrei să o iei așa. Nu, doar online, pentru că merg direct în contul secției oncopediatrice și Am înțeles, deci doar online se poate... Doar online, da, doar online. Okay. Poate într-o zi o să facem și o campanie unde o să o vindem și personal. Eu îți doresc mult succes în continuare. Mai sunt alte două lucruri la care țin foarte mult în final. Unul, să spui cum te-ai simțit aici alături de mine și alături de prietenii noștri la ei pe Facebook în sufragerie. Și doi, care ar fi mesajul tău, Ileana Florea, educator, o persoană deosebită care a scris o carte despre copiii bolnavi și iubirea de ei. Foarte frumos titlu, pentru că ăsta e titlul, de fapt. Despre copiii bolnavi și iubirea de ei. Care ar fi, cum te-ai simțit și care ar fi mesajul tău pentru cei care ne privesc? M-am simțit foarte bine, a fost o atmosferă foarte caldă. Ești un prezentator foarte... emani curajul ăla ca invitatul să vorbească, să nu se intimideze, să nu se rușineze. Și m-am simțit foarte bine aici la tine. Sper să mă mai invit. Mulțumesc frumos și te mai aștept cu mare, mare drag. Și acum, care e mesajul tău pentru ei, pentru cei care ne privesc?
vreau să le mulțumesc tuturor care mă susțin și care au crezut în mine. Vreau să le mulțumesc și celor care n-au crezut în mine, pentru că mi-au dat așa o forță de luptă foarte, foarte mare. Și vreau să le transmit să facă bine, pentru că a face bine este gratis și îți dă o liniște sufletească foarte, foarte mare. Deci așa. Faceți bine că nu vă costă nimic. Faceți bine că nu vă costă nimic și mie îmi place să spun că dacă faceți bine, nu veți pierde nimic, dacă faceți rău, veți pierde totul. Faceți bine, e la îndemâna tuturor, e gratis, o vorbă bună, o faptă bună, o donație, o carte, da? O să apară. Da, o să apară foarte. Ne țin la curent, avem Dinuța News, aveți aici, intrați pe pagina Dinuța. Da, eu vreau să specific că am doar cont de Facebook, nu am Instagram, da. Nu am alte platforme, pentru că nu știu. Deci o găsiți aici, o găsiți pe Facebook. Pe Facebook, Nina Dinuța, unde vedeți toate, toate locurile în care merg și tot ce ține de carte. Foarte frumos. Cartea foarte frumoasă, Ileana Florea, despre copiii bolnavi și iubirea de ei. Pentru că cred că acești copii au nevoie, poate cel mai mult, de iubire. Și tu le oferi această iubire, ceea ce mie mi se pare extraordinar, pentru că, până la urmă, mesajul ăsta e. Da. Orice ai face, oriunde ai fi, iubirea este mesajul și iubirea este răspunsul. Și apropo de lucrul ăsta, iubirea înseamnă Dumnezeu. Și Dumnezeu și îngerii sunt mereu acolo unde este iubire. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Mult succes în continuare. Mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi, aici live pe Facebook în Sufragerie. Să dea Dumnezeu să ne vedem, să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor, până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun totdeauna adevărul.